Lăudați să fie numele Domnului. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, în această seară vrem să continuăm să parcurgem această discuție despre pericolele familiei care trăiește în Sodoma. Continuăm să urmărim povestea unei familii emigrante care au avut un vis născut în timpul unei excursii în Egipt, dorind o viață mult mai bună. Spunea Geneza, capitolul 13, cu versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora până la țoare, era ca o grădina Domnului, ca țara Egiptului. De la aceea călătorie în Egipt, Lopt a fost marcat de ceea ce văzuse acolo și gândind că în Sodoma va găsi un viitor mai bun pentru el, pentru copiii lui, pentru tot ceea ce avea el, și-a orientat privirea între acolo după această viziune care și-o făcuse în Egipt. Acele vise s-au născut cu acest potențial și cu tot ceea ce însemna să vină mai departe. Chiar dacă nu avea să le împărtășească cultura, viziunea, stilul sau traiul, avea să fie o viață mult mai bună. Cu toate acestea, în schimb, visul lui l-a costat și resursele, și copiii, și soția, și aproape chiar și viața lui. Toate aceste daune au început cu ziua când Lot s-a decis să emigreze în Sodoma. Povestea lui lor, dragii mei, cum spuneam ultima dată, este povestea familiilor noastre, poate celor care în special au părăsit România cu dorința pentru o viață mai bună pentru ei și copiii lor, venind în Canada și visând acel vis, dacă l-am putea numi acum general vorbind, american. Aceea viață de Occident care va permite un trai mult mai bun ca... Ce văzusem și noi în filme odinioară, ceea ce observasem în Egipt, în ghilimele, în țara în care noi trăiam. E, dragii mei, toate acestea au dus familiile noastre într-un nou context și contextul acesta a creat o serie de pericole. Am intitulat acest seminar Pericolele familiei care trăiește în Sodoma. Ultima oară am văzut un prim pericol și acel era pierderea perspectivei pleci cu un gând și în timp pierzi perspectiva. În această seară vorbim despre altă pierdere care se poate înregistra în viața familiilor care sunt în Sodoma. Aș vrea să vă spun că doi slujitori merseseră într-o altă localitate unde nu era o biserică stabilită, dar un grup foarte mic de frați se întâlneau relativ regulat. Dorința a fost ca să înceapă acolo o lucrare. Acești doi slujitori s-au întâlnit cu cei frați care erau prezenți, au avut o primă discuție într-o seară. Discutând că a doua zi avea să fie duminică, la ce oră ne întâlnim? Și ei spuneamă, păi noi nu avem decât seara luat local unde ne putem întâlni. Bun, dar dimineață ce faceți? Păi ce să facem? Mâncăm? Stăm acasă? Dacă suntem împreună și nu suntem mulți, nu aveți careva o casă unde ne putem întâlni? Și oarecum ziceau ei, dând din coate unul către altul, probabil că am putea la mine Hai, la mine acasă. Bun, la mine acasă ne întâlnim mâine dimineață. Mâine dimineață, cei doi slujitori merg acolo împreună în familia aceea cu cei care au venit prezenți și se începe, ca la biserică. s au citit un cuvânt, s au făcut o primă rugăciune, apoi o dat un îndemn al cineva, iar o rugăciune. La un moment dat, unul din cei care erau prezenți spune, da, știi, noi n-am vrut așa ceva. Noi am vrea așa să ne întâlnim, să bem un ceai împreună, să stăm de vorbă, să socializăm, citim poate un verset și mergem acasă. Asta am vrea noi, nu, nu vrem chiar așa sistem. De când m-am născut eu și știu eu, așa biserica era întotdeauna. Ne întâlnim, ne rugăm, sunt îndemnuri, sunt rugăciuni, sunt cântări. Asta e biserică, dragii mei. Dar observați că în timp, la un moment dat în viața unor oameni, se poate înregistra o schimbare în urma unei perspective schimbate, să ne separăm de ceea ce aveam în ceva complet nou. Am copiat și noi după alții. Și pentru noi biserica nu mai este biserică, ar fi normal să fie așa. Așa cum? Cum am văzut și noi pe internet, V-aș pune câteva comparații în față. Dacă ar fi să facem o poză într-o biserică modernă, foarte modernă, și să punem aceea poză în comparație, dragii mei, cu o poză dintr-un club, Vreau să vă spun că de multe ori nu se poate face diferența. Atât de similar arată încât nu se poate face diferența. Dacă ar fi să facem o poză, sau mai bine spus, un, un extras dintr-o cântare, un fragment dintr-o cântare creștină, vreau să vă spun că aceste cântări moderne de multe ori nu pot fi diferențiate de cântările seculare care se cântă în lume. Și asta înseamnă că se pierde diferența între noi, separarea aceea care era impusă. Între noi, dacă am fi să comparăm atitudinea și comportamentul creștinilor născuți din nou la evenimentele la care participă ei, mă întreb dacă ar fi cu adevărat diferite de a oamenilor din lume. Când ei se întâlnesc la o petrecere și noi ne întâlnim la o petrecere în ghilimele penticostală, un eveniment de al nostru. Vreau să mă întreb, oare este o diferență în felul în care ne comportăm, vorbim, ne îmbrăcăm, ne raportăm, în special ceea ce înseamnă în spațiul din afara bisericii? Dacă ar fi, dragii mei, să întâlnim un pocăi de al nostru la mol, mă întreb, am putea să ne dăm seama că este de al nostru? Pentru că deseori este așa o mare discrepanță între creștinul nou-născut care este în adunare și același creștin care este afară în societate. Și asta creează o mare problemă. Am pățit de câteva ori în viață, în timp ce eram plecat undeva în societate, să aud o voce. Pace, frate Andrei! Să mă întorc să mă uit care mă strigă. Pace! Mă uit la persoana aceea și nu o recunosc. Dar nu mă cunoști. Păi mă gândesc că vă cunosc dacă m-a strigat pe nume. Păi eu sunt de acolo, n-am mai întâlnit noi. Mă uitam la acea persoană și în mintea mea nu puteam să fac acea asociere între ceea ce ar însemna biserica și ce însemna persoana aceea. Pentru că, dragii mei, între ceea ce prezentăm aici și între ceea ce suntem afară, din nefericire, tot mai mult apare o mare, mare discrepanță. Eram plecat împreună cu soția mea anul trecut când am plecat noiembrie în România. Am fost împreună pe avion și la un moment dat când am făcut escală în Germania, o familie de canadieni care plecaseră împreună cu noi, ne abordează. Uh, sunteți cumva, și ziceam că din Kitchener, rog, oh, din Kitchener, sunteți cumva nazarineni? Nu sunt nazarineni, știu că este o biserică nazariniană, ce înseamnă că sunt români atunci. Români suntem. Pentru că, dragii mei, suntem identificați după felul în care noi ne comportăm. Aș vrea să vă spun doar așa, ca exemplu, am avut o întârziere cu avionul, trebuia să ajungem seara la Dunare. ideea era să mergem până la familia care ne găzduia și apoi să mergem la biserică, dar n-am mai avut timp. Direct la aeroport, am plecat direct la biserica Betel la Arad pentru slujbă. Așa cum am ieșit de pe avion, așa am intrat în biserică pentru că am putut să mergem în felul acesta, că așa ne comportăm de obicei când suntem și în afara bisericii. Asta, dragii mei, vrea să arate faptul că între noi, ceea ce suntem aici și ceea ce suntem afară, apare o tot mai mare discrepanță. Și asta este o problemă. E, dragii mei, m-aș întreba dacă am fost noi identificați ca și români, pentru că suntem într-un mod aparte, care ar fi scopul românilor lecați în diaspora. Spuneau frații care au fost împreună cu noi în aceste zile la părtășie, dragii mei, ne-au luat Dumnezeu din România și uitați-vă că probabil un popor mai răsfirat ca noi nu știu dacă este, pentru că în toate colțurile lumii sunt români, sunt români penticostali și acolo unde au ajuns au făcut biserici. Sunt biserici în Australia, în toată Europa, în toată Europa, sunt biserici până și în Orientul Mijlociu și sunt fel de fel de grupări în care Dumnezeu a luat oameni din România, ascuți din nou prin Duhul Sfânt și a pus să fie o lumină în societățile în care au ajuns. Doamne, ajută-ne să rămânem lumină, pentru că problema reală este că tot mai mult se face o pierdere în ceea ce înseamnă separarea dintre creștini și lumea în care noi trăim. Mesajul acesta vreau să vă spun nu este bocetul conservatorului îngust care întotdeauna se plânge de fusă și de batic. Mesajul acesta este strigătul de disperare a unui slujitor care observă că tot mai mult infectează și infiltrează lumea în viața Bisericii. Și pentru că suntem familii care locuim, dacă ați vrea transliterat, în sodoma vremii în care noi suntem, aș vrea să vă spun că suntem chemați să nu pierdem această distinție dintre noi ca oameni al lui Dumnezeu și lumea care nu este născută din nou lot acesta, pornește cu unchiul său Avram, dar la scurt timp își pierde perspectiva și mai mult separarea dintre el și Sodoma devine tot mai inexistentă. Unul din riscurile mari care pândește familia care locuiește în Sodoma este pierderea separării. Între noi și lume trebuie o separare. Între noi și lume trebuie o distinție. Și acestea tot mai mult se pierd în vremea în care noi trăim. Haideți să observăm progresul lui Lot, cum ajunge în starea aceasta, să observăm un factor care creează aceasta și apoi să vedem de ce ajungem în astfel de stări ca să putem reversa situația. Cum vă spuneam, vor fi patru mesaje în care observăm posibile pierderi ale familiei din Sodoma, ca în ultimul mesaj, să vorbim despre felul în care putem să rămânem în picioare chiar și în diaspora Sodomei în care noi trăim. Progresul situațiilor lor, dragii mei, putem să vorbim despre Avram și Lot, care în termeni nou testamentari nu i putem numi născuți din nou. Dar observăm ceva în viața lor, anume Geneza 12 de la 7 la versetul 8. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara o voi da seminței tale, și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul, l-a pus și l-a răsărit ai. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Observați, dragii mei, că în înțelegerea vechi testamentară, altarul avea o funcție foarte importantă. Comentariul cultural-istoric al Vechiului Testament spune astfel, altarul funcționează ca o platformă de sacrificiu, Construcția lor, altarelor, poate marca de asemenea introducerea venerării unui anumit zeu într-un ținut nou. Înființarea de către Avram a altarelor în fiecare loc în care a tăbărât, definește zonele care vor fi ocupate în țara făgăduinței și stabilește aceste locuri ca centre religioase în perioadele ulterioare. Adică, dacă observați istoria lui Avram, în fiecare loc în care ajungea, crea un altar, făcea un altar. Și acele locuri în timp au definit, dacă, au definit, dacă vreți, spațiul țării făgăduite. Când s-au întors evrei înapoi în Canaan, erau deja marcate locurile unde Avram lăsase altare pentru că definise părtășia cu Dumnezeu. De remarcat este că locul teofaniei marchează întotdeauna poziționarea altarului. Cuvântul teofanie înseamnă o arătare, dacă vreți, a lui Dumnezeu, printr-o manieră înțelesă de oameni. Ar fi de bună oară să a, 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 a apare un înger. Asta este o teofanie pentru noi. Observați, Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. În locul unde se arată Dumnezeu, acolo rămâne locul de părtășie cu Dumnezeu. Experiențele cu Dumnezeu marchează viața oamenilor care se întâlnesc cu Dumnezeu. Și mai este un lucru foarte interesant. Dacă citim cu un verset mai devreme, versetul 6 spune astfel, Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More, Calneții erau atunci în țară. Lângă acest stejar lui More face primele altare. Mai târziu îl găsim că ajunge la stejare lui Mamre și acolo iară face altare. Este o asociere interesantă între stejari și altare. Mă întorc la doctorul Temper Longman, care scria în cartea sa interpretarea Vechiului Testament. Această asociere dintre sanctuar și copaci nu a fost una, o pură întâmplare, deoarece primul sanctuar a fost într-o grădină plină cu pomii. Întâlnim aici prima aluzie că aceste lucruri sacre evocau grădina. Nu uitați! În grădina Edenului, omul stătea în părtășie cu Dumnezeu, avea comuniune cu Dumnezeu, în răcoarea zilei Dumnezeu vorbea cu omul, dacă vreți, în fiecare zi am putea spune noi. Era părtășia lui Dumnezeu cu omul și întotdeauna grădinii erau înconjurate acești copaci, pomi care Dumnezeu îi pusese în grădină. Nu degeaba, există această asociere continuă a pomilor cu altarele, evocau sentimentul pierdut din grădină. Altarul însemna reîntoarcerea omului la părtășia cu Dumnezeul care îl pierduse în momentul căderii în păcat. Asta însemna altarul. Dar merge doctorul Longman mai departe spunând astfel, ridicând altare pe cuprinsul țării, revendicau în numele lui Dumnezeu dreptul lor asupra țării. La sfârșitul perioadelor patriarhale, altarele care simbolizează părtășia lui Dumnezeu cu poporul său, împânzeau peisajul Cananului, anticipând evenimentele care vreau să urmeze. Ca și cum și-ar fi marcat teritoriul Avram Ăsta are să fie al meu. Altarul reprezenta momentul întâlnirii omului cu Dumnezeu. De la aceste experiențe minunate cu Avram, Lot este marcat profund de ceea ce a văzut în Egipt și se orientează spre Sodoma. Dar uită protocolul lui Avram de a construi altare. Haideți să comparăm. Geneza capitolul Geneza 13 cu versetul 12. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din, Câmpia și, din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și în calea afară de păcătoși împotriva Domnului. Acum, observați versetul 18 din același capitol. Avram și el se mută din locul acela... Și-a ridicat corturile și-a venit și-a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron, și acolo a zidit un altar Domnului. Adică oriunde ajungea Avram, făcea altare. Lot pleacă înspre Sodoma, dar uită tiparul unchiului său. El nu construiește altare. Primul lucru, prima ocupație a lui Avram era până să-și pune el cortul lui, până să-și mute animale, până să vină familia, el construia un altar. Era preocupat cu momentul întâlnirii cu Dumnezeu și apoi continuau celelalte. Lot își așează familia, corturile, banii, casa, tot ce are și uite de Dumnezeu. Uite de părtășia cu Dumnezeu. Există un progres al lui Lot de a intra în Sodoma și de a pierde separarea dintre el și cei din Sodoma. Un proces care în antropologie și sociologie este numit asimilare. Cuvântul acesta asimilare în contextul sociologic înseamnă astfel procesul prin care indivizii sau grupurile etnice, precum sunt noi românii, diferite sunt absorbite în cultura dominantă a unei societăți. Procesul de asimilare presupune preluarea trăsăturilor culturii dominante într-o asemenea măsură încât grupul asimilator să devină imperceptibil social de ceilalți membrii societății. Traduc altfel. Noi suntem români și am venit în Canada ca și români. Identitatea noastră inevitabil se leagă de românismul nostru, pentru că suntem marcați de sfera în care noi am trăit și am crescut. Venind în țara aceasta, ne-am o altă cultură, un alt stil de a fi. Dacă noi întotdeauna vorbeam despre ciorba de acasă, mâncare făcută de acasă, aici se mănâncă fast food, take-out și McDonald's. Asta este cultura, este o altă cultură. Ei, dragii mei, I ne izbim de această cultură, iar în timp, procesul asimilării înseamnă că această cultură nouă ne înghite. Și în felul acesta noi ne pierdem identitatea veche, devenind una și aceeași cu societatea în care noi trăim. Aici este problema despre care noi vorbim nu atâta cultural omenește, ci ceea ce înseamnă aspectul spiritual. Inevitabil în timp, în locul în care suntem, lumea caută să infecteze cultura creștină și să ne asimileze în cultura lumii în care noi trăim. Asta este problema care noi avem de-a face. Haideți să observăm care este procesul prin care Lot devine tot mai integrat în Sodoma și pierde separarea dintre el și cei din Sodoma. În primul rând, începe cu visul lui Lot care merge către Sodoma. Lot visează la Sodoma. Mă reîntorc încă o dată, Geneza 13 cu versetul 10. Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici domnul Sodoma și Gomora până la Țoar, era ca o grădină Domnului, ca țara Egiptului. Lot își aduce aminte când a fost în Egipt, ce văzuse el acolo? Acele construcții imense, acele lucruri frumoase, o infrastructură complet diferită, o lume care până atunci nu mai văzuse. Și plecând din Egipt, o rămas cu gândul unei societăți avansate. În locul în care noi suntem aici, pietre pietriș, munte, nu este ca în Egipt. Dar privind în valia în care era așezată Sodoma și Gomora, observă că acolo există o cetate, este ceva construit și și aduce aminte de visul care l-a în Egipt. Într-o zi vreau și eu să cresc mare și să trăiesc în oraș, să ajung acolo unde lucrurile sunt complet diferite de unde sunt eu. Privire exacerbată de Egipt. Dați-mi voie să traduc aceasta pentru noi. Atâtea filme americani am văzut încât dorim și noi să ajungem la Beverly Hills, dorim și noi în Las Vegas, dorim și noi în Los Angeles, vrem și noi în acele locuri în care vom avea o viață ca ăia care au, vrem și noi o casă cu patru garaje, ca doar atunci poți să simți cu adevărat că trăiești. Aceste visuri care în timp s-au împregnat în mintea noastră, ne-au focalizat înspre o direcție și toată această pierdere a separării începe cu visul inițial al lui Lot din momentul din Egipt, din momentul în care își aduce aminte de ceea ce pierduse când era el în Egipt. Privind și noi ca și imigranți, venind în țara aceasta, fiecare o venit cu un oarecare vis. Hai să vă spun unul care s-a pierdut în timp. Mulți spuneau, mă duc în Canada, mă duc în America, acolo în libertate, să pot să mă rog, să mă închin lui Dumnezeu, să pot să cânt cântări de laudă, în special cei care s-au plecat înainte de 90, fugând peste graniță. Ăsta era visul, într-o țară a libertății, să ne închinăm înainte lui Dumnezeu și priviți la noi că avem libertate absolută, avem confort cum n-au avut toate generațiile înainte de noi și nu suntem prezenți la adunare. Nu ne facem timp pentru rugăciune, nu stăm în părtășie cu Dumnezeu, vise pierdute pe drum. Dar altele ne-au marcat și au rămas cu noi. Îmi doresc să-mi construiesc, să am, să fiu cineva. Și am ajuns și intrați într-o subdivizie din zona noastră Vă putem spune de la început care sunt casele românilor. Pentru că întotdeauna au un tipar specific. Avem noi românii pus în sânge această cultură, să moară capra vecinului. Cum adică să aibă altul mai mult ca și mine? Și atunci te uiți la un set de case exact la fel și la unui român, care întrece tiparul, e ceva schimbat, e cu adevărat lux în definiție. E, dragii mei, observați la noi că visul acela a rămas cu noi și ne-a împins către această mișcare. A doua etapă a pierderii acestei separări a lui Lot apare momentul când Lot emigrează înspre Sodoma. Ascultați cuvântul. Înspre Sodoma. Geneza 13 cu versetul 12. Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din Câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Câteva cuvinte aici trebuie definite pentru noi. În primul rând spune că Avram, Lot a locuit. Avram a locuit și Lot a locuit. Locuit înseamnă a alege reședința și a se stabili. A vrea să fie oarecum acolo bine ancorat. Lot s-a stabilit și doi, Lot își mută corturile. Corturi înseamnă corturi. Un adăpost care este portabil. ți -l ridici, pleci, ți-l pui iară. Un loc care nu este bine stabilit și poate fi mișcat în fiecare zi. Dar expresia până la Sodoma este importantă. Sintagma până la Sodoma înseamnă înspre, adică nu era în Sodoma, ci se apropia de Sodoma. Într-un cuvânt am putea spune că Lot era vecin cu Sodoma. Lot nu se mutase în Sodoma, el mersese înspre și la graniță cu Sodoma, acolo pe câmpia verde, și a pus și el corturile lui. Când Sodoma n-avea unde? Acolo erau străzi, era ciment, era beton, erau case. Lot avea corturi. Și-o rămas afară, unde își putea pune cuile cortului în pământ. Era înspre, dar nu încă în Sodoma. Dați-mi voi acum să traduc și aceasta. Ne mutăm la Beverly Hills și suntem și noi acum în ecosistemul nostru românesc. Cu toate că am venit aici, nu vrem să pierdem ce am avut. De aceea, orice român veritabil din Kitchener mănâncă eugenie. Cu toate că am putea să mâncăm toate dulciurile construite în America, noi mâncăm eugenie. Ca să mai zic și glucoză unii dintre noi, ca să nu pierdem ce am avut în România. Românul bea și astăzi borsec, regina apelor minerale. Mi-au făcut așa și perie, și San Pellegrino și câte vrei. Dar noi bem borsec. Că nicio o apă minerală nu gustă ca și borsecul venit din România. Am rămas cu acel tipar în ecosistemul nostru din România. Ori avea canadienii barbecue, dar noi avem disc la foc. Nu face nimeni barbecue cum face românul disc la foc mai și un pic de slănină, cu cele bune... Deja am intrat în perioada de vară care tot românul o visează. Tot stă să treacă iarna, să pui lemne pe foc, bași discu și ai mâncat bine. Observați că ne-am păstrat ecosistemul din care am venit, cu toate că suntem acum în Sodoma. Și Lot nu era în Sodoma, mersese înspre Sodoma și-o păstrat oarecum o parte a identității. Asta înseamnă că încercăm încă să ne menținem cine am fost în comparație cu unde suntem. Și noi suntem, poate, unii încă în faza aceea, unii de mult am depășit-o, și poate alții de foarte mult am depășit-o. Al treilea pas, dragii mei, de integrare, de pierdere al separării dintre Lot și Sodoma, este că Lot se integrează acum în Sodoma. Nu doar că Lot emigrează, merge către. Și acum Lot se integrează în Sodoma. Observați acum cum se schimbă cuvintele. Vă citesc acum versetul care l-am citit la început. Geneza 14 cu versetul 12. Acești împărați care au făcut război au luat și pe Lot fiul fratelui lui Avram. Acum ascultați. Care locuia? Unde? În Sodoma. Întorc înapoi. Lot și-a pus corturile până la Sodoma, 13 cu 12, iar acum ne spune, Lot locuia? în Sodoma. Lot acum se integrase în Sodoma, depășise cu mult limita de apropiere, era acum în Sodoma. Observați sintagma locuit aceeași sintagmă, era stabilit, dar acum apare în, expresia înseamnă în, a fi în ceva, pur și simplu. Un cuvânt care înseamnă integrare, include sau armonizează în tot. Se identifică în aceeași situație. De remarcat, este ce ne spune în Geneza capitolul 19 cu versetul 2 și 3. Nu uitați că Lot avea corturi. Acum în Geneza 19 cu 2. Apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog, unde? În cortul robului său, nu? Că avea corturi. În casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele, mâine vă veți scula din dimineață, veți vedea de drum. Nu au răspuns, zice, vrem să petrecem noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Lot care avea corturi, care era pus pe iarbă până la Sodoma, are casă. Dar casă nu poți să ai pe iarbă, casă ai undeva unde e bine construită. Și Sodoma era bine construită, precum Egiptul, de unde visase Lot despre această nouă etapă a vieții sale. Lot intrase deja în Sodoma. Lot se integrase în Sodoma și Lot își crease casă în Sodoma. Cuvântul casă, totul știți foarte bine, dar asta înseamnă o structură fizică permanentă unde se locuiește. Asta nu ridici după tine în trei săptămâni și pleci mai departe. Nu ți-o muți -ți unde vrei tu. Că tare ar fi fain când se umple în subdivizia noastră, ne mutăm în afara ei. Nu se poate, aia odată construită, acolo rămâne. Ei, Lot avea casă în Sodoma. Abandonase corturile în care locuia Avram și își construise o casă. Poate ni se pare un detaliu superficial, nu chiar contează. Dar vreau să vă spun, contează foarte mult. Și are o interpretare spirituală profundă aceasta. Întoarceți împreună cu mine în Cartea Geneza, în capitolul 24, cu versetul 67. Vorbim acum despre Avram și fiul său Isaac. Avram vrea să-i se ia o nevastă pentru Isaac. Este adusă la Avram, o trecut deja cu mult Lot și Sodoma și toate cele, acum Avram îi bătrân de tot, fiul său trebuie să se căsătorească și asculta ce spune în Geneza 24 cu 67. Dar până atunci, întoarceți împreună cu mine, hai să mergem chiar de la început în 24 cu 1. Primul verset, e important. Avram era bătrân, înaintat în vârstă și acum observați bine. Și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Dacă Avram vroia casă, cu patru garaje și cu elicopter, le putea avea. Tradus în vremea noastră, avea de toate. Avram era atât de bogat încât lasă o moștenire copiilor săi, care mai târziu devin o nație. Gândiți-vă la ce însemna aceasta. Și acum, în ultimul verset, 67 din 24. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale. Bogatul de Avram trăia încă în corturi. Însă, încă în cort era avea bani să-și facă masardă, să-și facă piscină, să facă ce vrea el. Și Avram tot în cort locuia. De ce? Și detaliul ăsta este extrem de important pentru noi în interpretare spirituală. Întoarceți împreună cu mine în Cartea Evrei, în capitolul 11, citim de la versetul 9. Prin credință a venit, i Avram, despre Avram e vorba, și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară, acum ascultați, care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el la aceleași făgăduințe. Acum au zis de ce? Că cel așteptat cetatea care are temelitari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Merge mai departe în versetul 14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slușit că sunt în căutarea unei patrie, dacă ar fi avut în vedere pe aceia din care ieșiseră, negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea dar dorea o patrie mai bună adică o patrie cerească de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul lor că ce le-a pregătit o cetate dragii mei, în termeni spirituali, mă reîntorc la un verset care deja l-am studiat bine în cartea Corinteni, dar mă văd nevoit să-l citesc încă o dată în această seară, în Tia Corinteni 7 cu versetul 30, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Aplicația practică, dragii mei, nu-i păcat că ți-ai făcut o casă în Kitchener. Nu-i păcat că ai drive-ul dublu. Nu-i păcat că e casa mare. Nu-i asta păcat. Păcatul este că în timpul uităm pe Dumnezeu. Și păcatul este că așa ne lipim inima de aceste lucruri, încât trăim efectiv pentru ele. Sunt persoane care, de exemplu, din cauza unor situații financiare, n-au casă sau nu și-au permis să-și cumpere o casă. Stau în chirie undeva. Știți care este expresia românului veritabil, penticostal, din Kitchener? Băi, să dai banii la altcineva. Dar băi, casa ta, cumpără-ți un loc, ia tău, baci bani în buzunarul tău, baci bani în buzunarul altuia. Pentru că noi gândim la aici și acum, revin, principiul sine, nu-i problema. Că-ți faci casă, că-ți cumperi o casă, că ai o casă, nu e o problemă asta. Problema este că trăim așa de axați aici, încât am uitat că Dumnezeu ne-a pregătit nouă o casă, ne-a pregătit, dacă vreți, vile în cer, dragii mei, ne-a pregătit o cetate cerească, măriți să fie în numele Domnului. O cetate față de care eu zic în această seară, Doamne, mi-e dor să ajung acolo. Că putem să facem noi case frumoase ca români aici cât am vrea noi. Nimeni nu va egala opera de artă a lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ascultați-mă, la mintea omului nu s-a ridicat pentru că nu sunt cuvinte. E prea mare Dumnezeu în ce a făcut Domnul. Măriți să fie în numele Domnului! Avram a înțeles aceasta, a înțeles că e temporar, e rezident temporar. Toate astea trec, măcar că avea bani să-și facă, nu case, subdivizii. A vrut să locuiască în corturi, arătând că ele este străin și călător, așteptând cetatea care vine. În termeni nou testamentar, Pavel spune, ai casă, mărit să fie Domnul, dar nu te pierde în ea. Ai cumpărat și ai bani, mărit să fie Domnul, dar nu te pierde în ei. Ca și cum n-ai stăpâni, ca și cum n-ai avea, așteaptă revenirea Domnului Isus Hristos. Am văzut în perioada COVID-ului ce înseamnă o mână de forță a guvernului. Când expresiile erau așa, noi nu vă obligăm, noi nu vă forțăm, ci te autoexcluzi singur. Dacă nu te vaccinezi, nu poți intra aici. Îi dreptul meu de om. E adevărat. Dar noi nu te oprim să intri. Doar îți spunem că te autoexcluzi singur. Dragii mei, revin și în această seară, credeți că este așa de neconceput că într-o zi se poate spune așa despre casele noastre, contul din bancă, avele noastre? Credeți că nu se pot lua peste noapte? De câte ori ne-a arătat istoria că s-au întâmplat exact aceste lucruri? De câte ori nu s-a întâmplat când regimul s-a schimbat complet împotriva poporului? Se poate întâmpla. Și eu mă întreb, dacă cumva anul acesta ne vor spune, băi, astea nu mai s vă scoatem afară, ce am face noi ca și creștini? Mai degrabă refuzăm la Dumnezeu ca să rămânem cu ele sau realizăm în final că noi suntem străini și călători, că e Domnul cu noi. A, ah, sigur, e ușor să spui când ai casă, unde și unde dormi. E ușor să spui când îi pace. Tocmai de aceea, dragii mei, vorbea Duhul Sfânt avem nevoie de unde lemn în vase. Că lupta care stă în față nu se biruie pe forțe omenești. Îi nevoie de o forță dumnezească noi. De aceea zic în această seară, Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt. Hristos în noi, nădejdea slavei, mărit să fie Domnul. Și orice se va întâmpla, eu sunt conștient că Dumnezeu rămâne cu noi. Va fi greu, nu va fi ușor, sigur, nu va fi plăcut. Dar trec astea, că vine Domnul cu împărăția, mărit să fie numele Domnului. Dragii mei, mergem un pas mai departe, traducem aceasta. Cultura de unde venim devine ceva mai distant pentru noi. Ne-am cumpărat case, ne-am făcut investiții, ne-am deschis firme. Literalmente vorbind, părăsirea noastră a contextului în care trăim este imposibil. Pentru că Avram se putea ridica în orice zi cu cortul său să ce mai departe. Lot nu mai putea. Lot avea casă. Lot avea morghici. Lot avea acum biluri. Și Lot investise undeva în Sodoma, în ceva proprietăți noi. Păi dacă pleca, rămânea fără nimic. Și atunci asta înseamnă deja o integrare în societatea în care trăiești. Ultimul pas este identificarea lui Lot cu Sodoma. Lot acum se identifică cu Sodoma. Întoarceți împreună cu mine în Geneza, în capitolul 19, citim acum primul verset. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Acum ascultați bine. Și Lot ședea la poarta Sodomei. Ce înseamnă poarta cetății în contextul Vechiului Testament. Revin încă o dată la comentariul cultural al Vechiului Testament. În orașele antice, zona porții funcționa ca o piață publică. Fluxul constant de oameni a făcut ca din acest loc un loc ideal pentru oamenii de afaceri pentru a-și amenaja cabinele și pentru ca judecătorii să judece cauzele, adică să dea audiență. Acum auziți bine. Faptul că lot stă la poartă sugerează că făcea afaceri acolo și că fusese acceptat în comunitatea din Sodoma. Lot nu mai era un amărât imigrant care venise cu corturile după el și cu animale și cu vaci și cu oi. Lot acum era un membru al societății din Sodoma. La poarta cetății stăteau doar oficialitățile și cei ce puteau face business. Amărâții, iertați-mi expresia, n-aveau ce căuta la poarta Sodomei, la poarta cetății. Lot stătea la poarta cetății. Acest detaliu este extrem de important. Nu doar că se mutase în Sodoma și-a împlinit visul. Nu doar că se integrase. Avea casa, avea, uh, cort, nu mai avea cort acum. Nu mai era ca nomazia care se doprimbeau în continuu, Dar acum era acceptat ca membru al societății. Observați limbajul lui Lot în Geneza capitolul 19 cu versetul 7. Când vin îngerii la el și vin acei oameni din cetate să ia afară îngerii, spun așa, fraților... Vă rog să nu faceți o asemenea răutate. Sintagma fraților se aplică doar la cei care sunt din aceeași comunitate, dacă vreți, entitate cu tine, ăștia de ai tăi. Când Lot spune fraților, Lot se identifică cu ei. Se identifică cu cei ce erau în Sodoma. Și mai mult se pune întrebarea, oare ei se identificau cu el? Pentru că acum ne spune în versetul 9, ei au strigat, pleacă. Și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin. Și acum vrea să facă pe judecătorul. Observați expresia a venit să locuiască ca un străin. Expresia originală, de fapt, înseamnă unul care este un rezident temporar sau un musafir. Asta înseamnă expresia originală. Adică omul ăsta, lot, a venit cu corturile, cu oile, cu animalele, să fie un musafir între noi. Să facă și el un pic de business la poarta Sodomei. Dar uite că acum vrea să o facă pe judecătorul. și au luat drept de a judeca între noi. Și-a luat dreptul legale în orașul nostru. Cine i-o dă la ăsta cetățenie? Cine i-o dă drept să vină și el să se implice în ceea ce înseamnă viața noastră? Totul se schimbase în viața lui Lot. Se identifica cu Sodoma. Ascultați-mă bine pentru că acum este foarte important. Asta se traduce acestei aceste situații. Ai visat la America o viață mai bună. Nu știe cum îi. Când am plecat în Canada, avusesem de la mătușa mea trimisă din Canada un ban de 2 dolari, un tuni. Și că asta e Canada, banul de 2 dolari, banul ăsta ziceam, cumpăr un magazin întreg, minte de copil. Visam la ceva mai bun, ceva minunat, așa mi s fiecare. Se împlinește visul când ajungem aici și observăm că ăștia nu sunt ca noi. Nu vorbesc ca noi, nu se comportă ca noi, n-au idealurile noastre, și ca să nu ne pierdem, mâncăm eugenie, gulcoză și borsec. Și rămânem români mai departe. Dar la un moment dat realizăm că totuși nu sunt chiar așa de răi. Hai să interacționăm un picuț cu ei. Să ne cunoaștem cu ei. Ne-am cumpărat casa, avem vecini, acum am băgat acțiuni într-o firmă, trebuie să mergem la ședințe. Și vine ultimul pas. Vine momentul identificării totale, când pur și simplu te identifici cu ei. Observați. Încep să joci hockey, că așa fac și canadienii. Mergi la Canada Day și bei o bere împreună cu ei, că e Canada Day. Toată lumea bea o bere când este Canada Day. Te îmbraci cu pantalon rups și cu fustă mică, așa e în societatea în care noi trăim. Așa se îmbracă acum, așa e normal ca să ne putem integra. Îți pui cercei în urechi, în nas, în buric și ori și mai pun oamenii ne-te în jur. Ca așa e normal. Ca să nu arătăm chicioși, trebuie să facem pasul împreună cu ei. Folosești jargonul lor de cuvinte uzuale ca să fit in, să nu râdă nimeni de tine. Urmărești show meciurile, discursurile, muzica și tot ce are lumea aceasta. Ai uitat exact de unde ai venit și te-ai identificat total cu unul dintre ei. Diferența dintre tine și cei care sunt în lume, dragii mei, este complet inexistentă. Asta este problema. Uitați-vă la noi, ca și creștini, copiii lui Dumnezeu, cu un standard înalt de trăire. Amintiți-vă bine, cei care ați venit din România și ați prins nopți de veche reale. Nu ce facem noi în ziua de azi? Că noi în ziua de azi facem o noapte de veche, înseamnă 4-5 ore și la 5 ore deja obosim, ne greu vrem să plecăm acasă. Știți bine, frații mai în vârstă, că o noapte de veche însemna că începea undeva după masa, înspre seară și mergeai până dimineața, A era noapte de veche. Mi-aduc aminte, copil fiind, am prins nopți de veche, când pe la două, la trei noapte, începeam să adorm și mă, sculau, mă sculam din fluxul rugăciunilor. Nu mi-aduc aminte ce ziceau frații, dar mi-aduc aminte că simțeam ceva. Azi îl numesc Har, era Har în adunare. Predicau frații noaptea și voia biserica, amin și aleluia. Era prezentul Duhul Sfânt, dragii mei. Aduceți-vă aminte la cele experiențe și la cum ați arătat când ați venit din România? Mă uitasem acum la 60 de ani, la pozele bisericii din Chicine din anii 70, din anii 80. Și vreau să vă spun că tare diferiți mai arătăm, dragii mei. Uitați-vă la noi cât ne-am schimbat, cât am pierdut din identitatea noastră. Poate unii spun că sunt lucruri banale, nu contează. Dar contează, dragii mei, că încetul cu încetul facem iar un pas, iar un pas și pierdem separare dintre noi și lumea aceasta. Ne conformăm ca ei, vorbim ca ei, vorbim despre show-urile lor. Dragi tineri, care sunt discuțiile între voi? Mănicai Sbira, putin talk about. Despre ce vorbim între noi? Predica de duminică, prorociile care au fost la noapte de veche? Sau ce-au fost pe TikTok, pe Insta, the last Netflix, show on Netflix? Că astea sunt, astea le vorbim. Uitați-vă la noi cât de mult ne-am schimbat, cât de mult am pierdut cultura dovnicească care aveam odinioară, dragii mei. Că o a acoperit capul înseamnă să-ți acoperi capul. Acum am redus, am tot împăturit și reîmpăturit, rămas numai o rămas un ocor de luță, numai de design ca să ne amintim că odată am purtat și noi ceva pe cap. Dragii mei, toate astea dovedesc că încetul cu încetul am pierdut separarea și ceva se întâmplă. Și poate unii spun, baliverne, exagerisme, asta spune și un stilul vechi românesc. Ascultați-mă bine, priviți la dumneavoastră că nu mai arătăm la fel. Și mai apare ceva, nu ne mai însoțește puterea lui Dumnezeu cum ne însoțeau din oară. Nu mai sunt lucrări, nu mai sunt minuni și unii spun, unde Dumnezeu? Ne-am schimbat noi, asta este problema, dragii mei. Problema este că ne-am identificat așa de mult. Și cineva spune, și care e problema? care e problema că ne asimilăm? Că noi am vrut, noi am vrut să venim aici. Am visat Canada, am visat America, am visat să ajungem acolo, am visat o casă mare, am visat mașină bună. care e problema? care e problema că m-am identificat? Știți care este problema? Spune în carte Exod, în capitolul 19, cu versetul 6. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Poporul Domnului este un popor sfânt, dragii mei. Și după cum cel ce va chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Asta înseamnă să fi copil de Dumnezeu. Și acum auziți o clasificare a unui popor sfânt. Estera, capitolul 3, cu versetul 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să lase în liniște asta e problema. Noi trebuie să-L arătăm pe Domnul Iisus Hristos și prin noi trebuie să se vadă lumina Lui Dumnezeu. Vorbea frații din Italia, din Spania și multe alte locuri, că se uitau oamenii la ei și spuneam, o eram și noi exact ca și voi, mergeam la biserică ca și voi copiii de mână, cu Biblia sub sioară, cu capul acoperit, cu fustă pe noi, așa ne îmbrăcam și noi. Noi nu mai suntem. Păstrați ce aveți să nu vă pierdeți. Spuneau oameni în alte societăți. Biserica lui Dumnezeu, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți cu una. Am ajuns aici, ne-am identificat, ne-am integrat și am devenit una cu lumea aceasta. Dragii mei, nu-i vorba de cultura românească și cultura canadiană. N-ar nimic de a face cu canadienii, nici cu americanii. Îi vorba de cultura ceriască a lui Dumnezeu și cultura lumească a celui rău, dragii mei. Asta este problema. Toată lumea zace în cel rău. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Omul Dumnezeu, Avram, ne dă o lecție extraordinară, că Dumnezeu spunea că ce eu știu că Avram va porunci copiilor să-i și casele după el, să păzească calea lui Dumnezeu. Observați cum vede Avram problema. Era deja în Canaan, bine stabilit, avea tot ce vroia. Mă întorc la Genesea 24 cu versetul 2. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui pune-ți, rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țară la rudele mele și să iei o nevastă fiului meu Isaac. Știți ce înseamnă separarea, dragii mei? Separare. Lot avea fete și le-a măritat în Sodoma și ginerii din Sodoma, acei oameni din Sodoma cu identitate de Sodoma, când a venit să le spună că va veni Dumnezeu și foc din cer, o crezut că glumește. Pentru că pentru ei era inexistent acest Dumnezeu. Avram îl știa pe Dumnezeu și spune așa, copilul meu e prea prețios ca să-l pierd cu oameni care nu au de face cu Dumnezeu. Iam pe cineva din aceeași categorie a fiului meu. Asta înseamnă trăire împreună cu Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 6, ultimele versete, dragii mei. Ce legătură este între uneric și lumină? Ce legătură este între Hristos și Belial? Între noi trebuie să fie o separare. Nu adoptăm cultura lumească, ci ne separăm. Și dați-mi voi acum să închei, dar sunt voie să spun aceasta. Motivul pentru care pierdem separarea, tot mai mult, dragii mei, este în primul rând din pricina tăcerii lui Dumnezeu. Și asta e un har. În psalmul 50 spune așa, te unești cu preacurvarii, te unești cu hoții, cu oamenii de, rău, de răi, și acum observați ce spune Domnul. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Și ți-ai închipuit că sunt ca tine. Dar îți voi pune toate lucrurile sub ochi. Vai de voi să nu cumva să nu vă scoată cineva din mâna mea, spunea Domnul în alte cuvinte. Dragii mei, pentru că Dumnezeu tace, pierdem aspectul separării. Pentru că am făcut un pas vedem oare îi supăra Dumnezeu. Uite că nu a zis nimica, nicio o prorocie, nici un înger, nu m-o trăzni Domnul, mai fac un pas, mai fac un pas. Într-o zi, nici măcar nu mai știi de unde-i plecat. Dar tu crezi că e bine că Dumnezeu n-a zis nimic. Măcar că vorbește Dumnezeu de atâția ani de zile. Vorbește prin Sfântul Cuvânt, vorbește prin prorocie, vorbește prin mesajele care le trimite, vorbește prin sfaturile celor din jur, vorbește Dumnezeu clar și răspicat. Dar ne-am pus degetele în urechi, nu cumva să auzim. Dragii mei, din pricina acestei tăceri a lui Dumnezeu, noi credem că nu contează, contează foarte mult. În ziua când vorbește Dumnezeu clar și răspicat, s-ar putea să fie prea târziu. Zice Biblia așa, atunci, în ziua aceea, le voi spune... În ziua aceasta vorbește în milă de Dumnezeu, în milă, în har, mai îndreapte, mai pocăiește, mai vină lângă mine. Dar în ziua aceea va spune curat pe față, plecați de la mine voi care lucrați fără de legea. Pierdem separarea pentru că Dumnezeu nu trăznește când păcătuim. În har ne de Dumnezeu că e milos. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Doamne ajută la aceasta! Pierdem separarea din, priv, din pricina faptului că pierdem părtășia cu Dumnezeu. Gândiți-vă la Lot, a pierdut altarul și a uitat cine este Dumnezeu. În Ieremia, în capitolul 2, de la 10 la 13, sunt patru versete foarte interesante. Observați în jur, întrebați. Cine a făcut așa ceva ca și voi? Care popor și-a lepădat Dumnezei lui să ia alți Dumnezei? Cum a făcut poporul meu Israel? M-a lepădat pe mine izvorul apelor vii și a săpat puțuri străine am pierdut părtășia cu Dumnezeu, dragii mei. De asta e nevoie să venim la biserică. De asta e nevoie de părtășia din adunare. Pentru că ce de fiecare mădular în parte lucrează la zidirea sufletească, Doamne ajută la aceasta. Lot a abandonat altarul lui Avram, a abandonat părtășia cu Avram și a pierdut calea în timp pentru că nu mai era unde era și trebuia să fie. Dacă nu te închin lui Dumnezeu, ascultă-mă foarte bine, dragul meu, tot te vei închina cuiva, pentru că închinare e înscrisă în ADN-ul nostru, ori la Dumnezeu, ori la idul lumii acesteia. De aceea să ne pocăim în această seară. Și în ultimul rând, dragii mei, motivul pentru care pierdem separare este pentru că am pierdut frica de Domnul. Nu cred că pot să accentuez îndeajuns de cât ar trebui acest aspect am pierdut aproape în totalmente frica de Domnul. În Isaia, în 29, cu versetul 13, Când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omeniască. Avem așa un simbol a respectului a fricii de Dumnezeu. Încolo chiar nu contează. Adevărata frică de Domnul este când și acasă, și la lucru, și la mol, și pe stradă, și în biserică simți același fior. Că dacă aici ți frică să nu cumva să vorbești urcă de vă frații și afară nu-ți pasă, ascultă-mă, nu ai frică de Dumnezeu. Frica de Domnul se manifestă când ești consecvent în trăirea ta cu Domnul. În Luca 182. cu 2, era un judecător, zicea Domnul Iisus Hristos, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. De aceea lumea nu are rușine. Noi spunem, mă, cum e să stai afară? Iată, mi spune, am fundul gol, e să afară. Uite cum mine vara, se Bracă tot. Pe păi, cum fac așa ceva? Știți de ce? Că n-au frică de Domnul. Și când nu-ți e frică de Dumnezeu, de oameni, nu te rușinezi. Problema este că în biserică s-a pierdut frica de Domnul. Noi nu mai avem frică de Dumnezeu. Când intrăm în locul acesta, în perimetrul acestui sanctuar, știți că locul ăsta este sfânt, dragii mei? că noi l-am consacrat pentru Dumnezeu. Am învățat copilașii care vin în fiecare săptămână, miercuri la ceapă, la școală, care îl facem noi împreună cu ei, că atunci când intră în sanctuar, n-au voie să râdă, n-au voie să vorbească, n-au voie să fugă. Dacă ați fi prezenți într-o miercuri dimineață, vedeți cum intră copilașii, o sută de copii în biserica aceasta, ați rămâne uimiți. N-au un zumze, n-au o voce, n-au o vorbă. Mă, liniște, că le-am spus că aici e prezent Dumnezeu. Afară, râdem, vorbim, aici, aici e prezent Dumnezeu locul ăsta este sfânt. Și noi l-am desacralizat. Ne-am permis fel de fel de lucruri, dragii mei, și tratăm casa aceasta ca și casa noastră, pentru că am pierdut frica de Domnul. De aceea nu se mai coboară Dumnezeu. Pentru că dacă s-ar coborâ Dumnezeu în prezența sa, ori ne-ar nimici, ori ne-ar nimici, dragii mei, numai harul este prin Domnul Hristos că Dumnezeu se mai îndure de noi. Îmi doresc în această seară Dumnezeu să mai scrie în viața noastră frica de Domnul, dragii mei priviți la cultura noastră nord-americană. Iisus este amicul meu cu care mă duc împreună la Starbucks și bem un ice latte. Ăsta e Iisus Hristos pentru noi. Am pierdut reverența față de Dumnezeu. Îi sfânt Domnul Dumnezeu, dragii mei. Și sfințenia lui, mărimea lui umple întreg pământul. Isaia, prorocul cel mai mare am zis din Vechiul Testament, evanghelistul Vechiului Testament, a tremurat în fața prezenței lui Dumnezeu. Și un proroc care vorbea cuvintele lui Dumnezeu a spus: Sunt un om cu buze necurate. Și noi în adunare intrăm nonșalant, că nu contează, că Domnul e bun, care har. Dragii mei, să ne pocăim în această seară. Îmi doresc din toată inima să mai înscrie Dumnezeu frica de Domnul în inimile noastre. În viața celor tineri, în viața celor bătrâni, în viața celor adulți, toți să fim cuprinși de frica lui Dumnezeu că atunci când vine frica lui Dumnezeu, atunci coboară și slava lui Dumnezeu. Atunci coboară Dumnezeu la lucru și face Dumnezeu semne și minuni. Am pierdut separarea între noi și lume. Și dacă ca și Lot a mers pe scara aceasta treptat, făcând pași tot mai mult și tot mai mult, hai să ne reorientăm în această seară. Hai să ne trezim, să realizăm cu cine avem de-a face. Zicea Biblia, să nu cumva să cădeți în mâinile Dumnezeului Celui Viu, că Dumnezeu este un foc Mistuitor. Și, dragii mei, Dumnezeu privește la lumea aceasta, plină de păcat, căzută în păcat. Dumnezeu nu mai suportă să vadă ceea ce se întâmplă. Nu vă mirați că vin cu tremure, că vin inundații, că dă Dumnezeu dintr-o parte în alta, că pământul acesta geme de păcatul care este peste el. Dacă și în biserică mai găsești Dumnezeu același lucru, dragii mei, nu uitați, judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Și noi suntem primi vizați sunt primul care în acea seară mă pun pe și zic, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Ajută-ne pe noi toți să trăim așa cum îți place ție, să recăpătăm frica de Domnul și să nu ne pierdem ca și lot, pierzând colosal mai târziu în familiile noastre. Vom vedea mai târziu ce alte pierderi se înregistrează și cum putem totuși rămâne în picioare. Până atunci nu uitați, dacă azi suntem aici în hard, Dumnezeu are milă de noi, bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință să ne bucurăm din toată inima. Amin.